Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod cu Minecraft, dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat butonul de like, evident dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri. E bine, fraților, astăzi am zis să revin cu o nouă mapă trimisă de către un abonat al meu pe nume de Gabi și îți mulțumesc foarte, foarte mult de Gabi pentru tot efortul depus. Este a doua hartă pe care o primesc de la tine. Ia să vedem ce avem aici, nivele, comenzi, info plus poveste plus reguli. Ok, ia să vedem info. Am înțeles. Salutare Andrei, numele meu este Gabi și am 13 ani. Azi am pregătit o nouă hartă. Harta se numește Gigel a dispărut lor, ce nume interesant. Pentru a vedea mai multe detalii, citește povestea și regulile. Da, să nu uitați de like, share, o abonare pentru nene Andrei și să ajungă la noua o locus de nouă. Ok. Cred că a pus 9 miliarde, mamă. Aoleu, tita mai poveste avem aici. Te pregăteai să filmezi un nou episod cu prietenul tău Gigel. Ai văzut că nu era online, așa că l-ai sunat. Când îl sunai și îți răspundea și apoi conversația se încheia repede, fără să scoată niciun sunet. După un minut, două, ai primit un mesaj de la el și a spus că nu mai are mult de trăit. După ce ai văzut mesajul a plecat, ai plecat la el acasă. Când a intrat pe ușă, telefonul era pe masă și un bilet care scria. Cel care citește acest bilețel și vrei să-l mai vezi, cel care citește acest bilețel și vrei să-l mai, vezi, trebuie să treci peste niște obstacole. Tu îngrozit ai plecat să faci obstacolele pentru a-ți salva prietenul. Succes! Mulțumesc! Interesantă povestea, chiar super, super interesantă. Gigel a dispărut. Sau dispariția lui Gigel. Așa și reguli. Ia să vedem care sunt regulile. Nu sparge blocuri, nu lăsa inventarul să se umple. Ok? Spre exemplu, când vei avea un nivel, precum mini survival, să-ți arunci... unde eram? Să-ți arunci toate itemele de care n-ai nevoie. Ai, așa, și 3, ai voie să folosești game modul în caz că nu poți trece, să nu poți face parcursul sau de dropperul. Nu trebuie să sar peste toate nivelele, că toate sunt ușoare. Succes! Mamă, super, super tare prezentarea asta ta și povestea și regulile. Bun, ia să vedem kitul. Oh, deci avem o armură din cei și o sabie de lemn. Am înțeles. Și parcă văd că va trebui să ne batem cu dita mai bossul. Nivele, comenzi. Ia să vedem comenzi. Mapa, pentru cei care vă întrebați, este pe 1.8. Ok, nivelul 1. Nivelul 1, parcurs. Îmi place foarte mult. Și avem ceva poveste? Nu cred. Bun. De fapt, hai să ne întoarcem noi înapoi. Dar cred că s-a setat. Da, s-a setat spawn point-ul. Chiar sunt curios dacă o să mă descurc la parcursul acesta, căci că a zis că e ușor. Aș fi putut să sar și pe acolo. De fapt, hai să încercăm noi, că noi suntem mai profesioniști așa de felul nostru. Aolo, aici s-ar putea să dăm un fail. Uite, noi trecem, mai trișăm puțin, că suntem mai profesioniști așa. Nu mai stăm atât de mult, pentru că am văzut că sunt destul de multe nivele. Uite, am trecut cu brio. Felicitări! Bun, nivelul 2. Mamă, ce mă deranjează musca. Tunde oile. Și aici oare cred că după ce termin? Lol. Aolo, ce tunde oile. A, pune-le în aici, ok. Trebuie să tund toate oile și aole. Era să tund și vaca aici, de bun. Aolo! Mamă, dita, chiar e un nivel foarte interesant. Nu l-am mai văzut niciodată și nici n-am mai făcut așa ceva Minecraft. Ia să vedem. Să luăm rapid. Ia să vedem așa. Perfect. Mai avem puțin? Mai avem ceva? Am mai văzut. Uite, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Uite, mamă. Bun. Cam atât, uite aici, iar uite-te, nu, era doar capul. Cam atât, uite aici, iarăși. Și încă una. Cam atât, nu știu de ce mi-a pus 3, dar am văzut că sunt și pe din afară, lol. Au scăpat toate oile. Am văzut că, da, cred că nu. Cred că pe toate le-am făcut, nu? Nice. Bun, de fapt, a spus să pun acolo toată lâna. Pun aici lâna. Ok. Lol, câtă lână. Bro, toată lâna punem aici și foarfecele le punem toate aici. Cred că nu ne mai trebuia. Nu știu de ce mi-a dat atâtea. Uite, una o să las. Oh, what the fuck, de ce mi-a dat atâtea? Oh my god, lol. Asta e troll, cred. Mă duc, gata, mă duc de aici. Felicitări, mamă, frate. Hai să, oricum, o să ne aruncăm acolo itemele unde a spus el. Să vedem de 4 minute 31. Bun, nivelul 3. Nivelul 3 de dropper, mamă. Nu mă folosesc de game mode, uitați-vă. Dăm un mix de spawn point. Cred că keep inventory e activat, nu? Uite, stai să ne uităm noi. Uite, încercăm ceva acolo. Da, deci aici era bine sau aici, doar că eu sunt dau slash kill pentru că, na, cred că nu l-am făcut foarte, foarte înalt. Deci în colțul
În colțul acela ar fi bine, nu? Ia! Am probleme grave. Am probleme grave, fraților. Iar... Nu credeți. Dacă ar fi pus el ceva acolo, comenzi. De fapt... Nu te cred. Deci eu nu te cred, așa ceva. Aolea. Nu că nu mă las, că trebuie să-l fac. Mamă, frate, la un The Dropper. A, e bug, fraților. Unde era? Asta e apă. LOL, deci înseamnă că mi-a luat mare troll. Mamă, fratele meu. Mamă. Ok. Ne uităm cu spawn point-ul. Eu nu pot să trec de unde dropper, frate. Deci aici e. Nu pot să cred. Ia să vedem. Deci acela de aici nu e oare? Apa nu e. În sfârșit, frate, până când tot așa, până când. Felicitări. Deci 1, 2, 3, oare asta să fie? Sper să... Deci, ok. Nivelul 3. Quiz. A, gen de întrebări. Câți ani am? 13. Ok. Sper să nu fie troll. Cum îl cheamă pe cântărețul mascat? What? A, Carlos Dreams. Mă gândeam la ce se referă. Voi fi moderator pe live-ul normal. Am ghicit. LOL. Completează trollul lui. Eustachio. Păi ce ai făcut, Gicule? Ai jucat Balena Albastră? Da, mă, la 30. Da, am level 39. L-am terminat, dar un înger m-a respawnat. Asta zic eu. Mamă, ce le fac astăzi. Din păcate, la The Dropper nu m-am cam descurcat. Ok, deci am trecut și asta. Să știi minte că acum sunt la asta. Find the button, cred. Că eu am... Na. Opa, ăsta e butonul. Ăsta e butonul. Clar că na. Omul face troll, butonul. Ok, și eu cum ajung acolo? Bă, ăla cred că e butonul. Aolea. Nu e asta buton. Da, cred că slip. Am înțeles. Game mod 1. Bravo. GG, my friend. Mi-am luat troll. Nu. Nu. Ia să încercăm noi ceva, game mode 1. Că văd că nu, ar să fie pe casă, nu cred că e pe casă, nu? Nu, e asta. Nu știu, încercăm să vedem puțin, să spargem aici. Game mode 1, am zis. LOL. Options peaceful. What the fuck? Game mode 1. Nu pot să sparg. Mamă, ce a făcut? Uite, deci tu ce troll o face. Deci asta nu e. Aici nu e. Asta ni se oare acesta să fie? Nu e ăsta, lol. Care să fie? E butonul. Sper că nu cumva s-a bucuit că... O să dau rage. Ia să ne pe aici cumva. Asta nu e. Muscă pe microfon, frate. Nu. Dacă la harta trecută era numai un buton, la harta asta ai mai multe. Ca să ai ce apăsa. Peste cu de găsit butonul în 2000 de Game 3 ca să nu te plictisești, ca să nu-ți plictisești abonați. Uite, foarte interesant, frate. Uite, ne dăm un Game 3. De ce cred că e în camera asta? Dacă e asta. Nu e asta. Nici asta. Game mode 3. Ne dăm game mode, că nu știu, ne-a făcut rolul acela, l-am încercat. Ăla nu e. Nu te cred. Asta să fie oare? Asta era, frate, lol, ce troll. Lol, ce troll ne facem. Mini survival. Bun, la acest nivel trebuie să te duci în mine să minezi 12 cobblestone pentru a primi un bloc de redstone pe care îl pui acolo unde e o gaură. Deci trebuie să minezi 12 blocuri de cobblestone pentru a primi un bloc de redstone.
Deci mă duc acolo la Dr. Zac sau la Villager, pe care îl pui acolo unde se află, unde așa în gaură. Dacă se despawnează Villagerul, ai un buton pe care spawnează 2. Ai un pickaxe de piatră pentru a mina la generator. Deci aici cred că aici iarăși un comment bloc. Deci da, dar îmi trebuie pickaxe. Aici e generatorul. Ok, deci mi-a făcut el bine că nu m-a trebuit să le fac eu că vedeam rage. Da, și stai puțin. Mai citim o dată. Ai un pickaxe de piatră pentru a mina la generator. Da, și unde e pickaxe-ul? Oare mi-l dai aici? Hai să dăm un mic slash spawn point. Villager-ul e ăsta. Și gen aici trebuie să... Nu? Trebuie, da, 12 bucăți de cobblestone. Și aici o să... Cred că o să pun, nu? Da, și gen... Unde e pickaxe-ul? Nu găsesc pickaxe-ul. Dar măcar copaci avem pe aici, n-avem nici copaci. Deci, așa de nivel de așa. Dacă se despawnează, ai un pix de piatră pentru a mina. Pentru a mina la generator. Da, nu e pixul rip. Unde trebuia să mi-l dea la început, oare sau cum? Hai să mai venim o dată. Aici nu cred că e, nu? Aici cred că trebuie să pun blocul sau slash game de piatră, nu a zis game mode 1. Pui, cred că the stone, iron stone. Și la game mode 0. Sper să... Na, nice. M-am gândit că nu merge. Ok, nicio problemă. Ori a fost greșeala mea la faza asta, ori gen... Aolo. Da. Troll, nu mă face triple. Fără troll nu se poate până la urmă. De 10 a zis, nu? Sau 12? 12 a zis, deci încă 3. Hai că le facem, no problem. Și nu uitați să apăsați și butonul de like dacă doriți să continuăm această serie. Bun, 12. Mergem rapid la Dr. Zack. Bun. Și acum, un bloc de redstone pe care îl pui acolo unde este o gaură. Dacă se despawnează. Acolo este unde este gaură. Cred că aici oare. Nice! Felicitări! Iar și-am primit din acestea. Bun. Atâtea nivele... Aici, m-am speriat puțin. Bun, deci asta l-am făcut. Asta. Mamă. Battle, nu, battle, nu. A venit momentul să-l bați pe cel care ți-a răpit prietenul. Tot ce trebuie să... tot ce trebuie ai în chest pe lângă tine, cât ai pentru a-l invoca, hoț, apasă butonul din față, dificultatea se va selecta automat. Păi stai puțin, în chest. Care chest? Sper să fie totul ok, că dacă nu, acolo cred că după ce termin, deci se pare că s-a răpit prietenul, tot ce trebuie ai în chest. Da, și care e chestul? Că nu-l găsesc. La ce e pus un bloc pus random. Nu știu, chiar nu pot să înțeleg. Așa, pentru a-l invoca, ai un chest de lângă tine. Dar nu e chest, aia e chestia. Rip. Rip. Am înțeles. Rip chest. Set game difficulty normal. Deci a selectat difficulty normal. De ce îmi dă mâncare? The fuck? What? Deci, ori îmi faci troll. Asta ori e troll. Asta ori e troll. Oriceva e. Ori e troll, ori e greșeala mea. Nu înțeleg, sincer. Deci dacă mă duc și vă troll... Mamă, frate, nu te cred. Bun, felicitări! Mamă, cât de tare arată mapa! Ia să ne ce scrie aici. Felicitări, felicitări! Mersi că mi-ai jucat harta. Mai ales trollul de pe... Dacă mai vrei hărți de la mine, eu îți voi face. Abia aștept să primesc suma de 1000 de euro.
Glumesc, ok, mamă, arată totul super, super tare. O să facem și o poză. Fraților, cam asta a fost episodul. Apare mi-a luat un mare troll de la Gabi, pentru că cred că asta a fost boss, adică battle-ul cu găină. Cea mai ciudată afirmație pe care am auzit-o sau frază. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Andrei și noi ne revedem în episodul următor de 1 vs 1 și nu uitați că astăzi vom fi live stream. Deci, ciao!